31 decembrie 2022, practic în ziua de Revelion, mergem să mâncăm shawarma. O să mâncăm cea mai bună shawarma din oraș, din Craiova, și o să vedeți unde mergem. Se numește Cud și ni s-a spus că ar fi cea mai bună shawarma de la foarte multe persoane. Haideți să vedem dacă într-adevăr e așa. Sărmâna, vreau și eu două shawarme medii cu sos crispy. Două medii cu sos crispy. Semi, cu roz, sos roz. Da, și usturoi și roz. Și fără ceapă. Mulțumesc, să rămână, la revedere! Avem aici shawarmica, medie, fără ceapă. Mergem acasă să o devorăm și după vă spunem, dăm verdictul final și nota pentru shawarmica mult așteptată. Astăzi, cred că deja ați văzut, probabil ați și văzut în video, am filmat această șaurmerie. Am fost sfătuit să mergem să cumpărăm de aici aroma pentru că se presupune a fi una dintre cele mai bune șaurmerii din Craiova. Ei spuneau că varianta asta nu, eu mi-am luat semi-picantă, adică un sos crispy, așa zic ei, un sos crispy care se presupune a fi semi-picant. Fără ceapă. Este un pic departe. Shawarma se află în Craiova, să știți. Lângă Căminul 10. Căminul celor de la Automatica. Vine împachetat așa. Ce scrie aici? Le Boucher? Le Boucher? Cam multă apă, aș zice. Cam foarte multă apă. E medie, mi-am luat medie. Ia uitați cum arată. După cum puteți observa, avem varză, castraveți, cartofi, ceapă nu am pus, sos crispy, cum se numește, tzatziki, sos tzatziki și normal și carne la rotisor. Ei spuneau că nu are piele deloc și că vin le-au aduc de nu știu unde nu au piele, spre deosebire de alții care au. Haideți să vedem ce gustare, să nu mai vorbim prea multă vorbă, deja mi-e foarte foame și poftă. Așa că haideți să luăm prima gură să vedem cum e. E foarte gustoasă. Sigura mea problemă este că lipia s-a umezit foarte tare, cred, la sos, la sosul tzatziki sau nu știu, dar e genială, e bună rău. Am să mai iau gură să mă hotărăs. Într-adevăr, nu simt... Nu se simte absolut deloc niciun fel de piliță ceva. Gustoasă rău. Și mai am o chestie interesantă. Observ că au cartofi. Au cartofi din aceea rotunzi, nu au drepți. Nu ceva de genul ăsta. Da. Majoritatea au cartofi congelați. Cred că și ăștia sunt congelați și ar veni congelați cumva, că nu se nimeni să-i taie atunci să
din ce am văzut pe pancarda aia unde afișează toate produsele, aveau schnitzel, piept de pui, kebab, aveau mai multe produse, nu doar shawarma, dar evident că noi am zis să încercăm shawarma pentru că pentru asta ne-am dus acolo, nu? Da, chiar îmi place. Am mâncat și de la Sultan, am mâncat și de la Moody, am mâncat din mai multe părți, însă, sincer, chiar mi se pare bună. Nu mi se pare deloc... Nu are piedice, în primul rând, ceea ce este super ok. Am mâncat toată și de la București și Shawarma Băneasa, cred, undeva lângă aeroport. Deci era plină de, numai de astea, de pielițe din alea, nu le suport. Plus că au fel și fel de sosuri astea, sos de muștar, porcărie, nu știu. Nu am dat, încă nu-mi dau seama de sosul ăla crispy, nu simt niciun fel de iuțeală, nici cea mai mică iuțeală. Deși am cerut cu sos crispy și am și văzut că a pus ceva sos crispy, că era roz. Vă spuneam că cartofii sunt rotunzi. Chiar sunt foarte buni, sunt gustoși rău. E bună shawarma. Deci, au hamburger, au cheeseburger, au kebab, fel și fel de kebab, cu oferte în acelea cu suc. Au meniu de piept de pui, meniu schnitzel, aripioare, meniu crispy strips. Deci au mai multe variante. Acum, sfatul meu e dacă ajungeți în zonă și, nu știu, fie că veniți acum pentru Târgul de Crăciun în Craiova și veniți pe la aeroport pe acolo, să vă opriți pentru că este imediat când intrați în Craiova în sensul giratorului, faceți stânga. Însă știți că nu ne sponsorizează, nu ne dă nimeni niciun ban, nu am plătit pentru shawarma, nu ne-a dat nici măcar shawarma gratis. Sincer și cred că nici nu știau că filmez acolo. Adică mai mult ca sigur știau. Cred că tot sosul acela crispy, cel picant, s-a lăsat jos pentru că abia acum încep să simt cât de cât picantul ăla, mă, să mă piște un pic la limbă. Când am venit spre casă, am observat faptul că e închis centru și am intrat un pic pe internet și am văzut faptul că azi 31, noaptea de Revelion, craioveni o să-și o petreacă alături de Carla Dreams și alții invitați și mai mai pe acolo au făcut, au amenajat scena și probabil că o să cânte acolo câteva ore. Ultima gură din shawarma. Ultima gură tot timpul e puterea, așa că să mâncați de fiecare dată, să nu dați nimănui. Știți când era mișcă, așa ne spunea părinții, nu lăsa ultima bucată ca e puterea ta. Ok. Ca și concluzii, să zic că e chiar bună shawarma. Singurul dezavantaj ar fi faptul că cred că pun prea mult sos din acesta crispy. Nu crispy, e foarte mult sos de tzatziki. Și are foarte multă apă în el sau ceva de genul, pentru că se numai lipia și e... Nu știu, nu-l consider un ceva rău, să zic așa, dar cred că ar putea să facă cumva sosul în așa fel încât să nu mai fie, să nu mai conțină atât de multă apă, nu știu. Dar, per total, shawarma chiar e bună. O să-mi mai iau de la ei, dacă o să mai trec prin zonă și să-mi fie foame. Ca și notă, nu pot să dau 10, dar cu siguranță 9, 50, să zic așa, aș da. E bună, e gustoasă și am să mai comand de la ei cu siguranță. Așa că, voi nu uitați să vă abonați și să dați like dacă v-a plăcut shawarma pe care am mâncat-o eu. N-am putut să vă transmit nici gustul și nici mirosul. A fost foarte bună. Dați like, subscribe și ne vedem data viitoare cu un nou vlog. Până atunci, să aveți un sfârșit de an sau un început de an, pentru că o să fie postat după Revelion, cât mai drăguț și plin de realizări. Pa!